Trăim într-o eră în care sănătatea, atât în plan fizic cât și mental, capătă din ce în ce mai mult conștientizarea pe care o merită. Ne rezervăm din ce în ce mai mult timp pentru a ne concentra asupra dezvoltării personale și renunțăm la agitația cotidiană pentru a petrece mai mult timp cu familiile noastre. Există însă un domeniu care nu primește la fel de multă atenție: sănătatea spirituală. Starea generală de sănătate este alcătuită din mai multe componente diferite care funcționează împreună pentru a determina calitatea vieții tale. Există sănătate fizică, ceea ce înseamnă să mănânci corect și să faci mișcare astfel încât să ai energie și vitalitate. Există sănătate emoțională sau abilitatea de a vă recunoaște și controla emoțiile într-un mod productiv, adică abilitatea de a fi inteligenți emoțional. Există sănătatea mentală, care este determinată de o combinație de substanțe chimice în creierul tău și atitudinea ta față de viață. Și în cele din urmă, există sănătate spirituală sau cunoașterea credințelor, valorilor și scopului nostru în viață. Pentru a evolua spre înălțimile sufletului, pentru a ne activa pe deplin conștiința, este necesar să stăpânim toate aceste dimensiuni. Bunăstarea spirituală este adesea uitată. Nu faceți și voi această greșeală. A învăța cum să ne îmbunătățim sănătatea spirituală va duce la o viață cu adevărat împlinită. Cei care ar trebui să se ocupe de sănătatea noastră spirituală, dacă tot și-au pus astfel de etichete pe porți, sunt prea înnecați în alegorii și anacronism și nu au nevoie de ființe și spirite libere. Nu ar mai avea pe cine să controleze și să exploateze. Vestea bună este că, încet încet, oamenii încep să se trezească și să descopere că adevărata putere se află în ei, nu în exteriorul lor și nu pe pereți. Ce este sănătatea spirituală? Sănătatea spirituală este o înțelegere și o acceptare a conexiunii tale cu lumea și a locului tău în această lume. Este certitudinea că viața ta are un scop mai înalt, un scop care depășește lucrurile fizice și fericirea pe termen scurt. A fi sănătos din punct de vedere spiritual înseamnă să fii convins că viața se întâmplă pentru tine, nu ți se întâmplă așa pur și simplu. Bunăstarea spirituală este dorința de a face bine, de a trăi cu recunoștință și de a aduce lumii pozitivitate și multă bucurie. Ce nu este sănătatea spirituală? Această întrebare este la fel de importantă dacă vă întrebați cum să vă îmbunătățiți sănătatea spirituală. Bunăstarea spirituală poate include sau nu religia, aceasta este o alegere personală pe care fiecare individ trebuie să o facă. Bunăstarea spirituală nu este însă un set de reguli, regulamente sau norme, dar asta nu înseamnă că ai verde să faci orice vrei, indiferent de sentimentele altora. Deși tuturor le place să vorbească despre calea trezirii spirituale, uneori chiar și eu apelez la acest mod de a mă exprima pentru a-mi face vizibile mesajele, nu există o anumită cale spre sănătatea spirituală. Adevărata cale implică întotdeauna să-ți trăiești viața în mod echilibrat, în armonie cu legile universului și, evident, cu un scop. De ce este importantă bunăstarea spirituală? Când atingi o bunăstare spirituală, poți să spui că ai făcut pace cu viața ta. Priviți obstacolele ca pe oportunități și veți ști că, indiferent de ceea ce se întâmplă, totul face parte din călătorie. Această mentalitate vă permite să fiți flexibili și adaptabili și să rezolvați cu brio problemele pe măsură ce apar în viața voastră. Veți putea să vă atingeți astfel obiectivele mai repede, să creați relații sănătoase, să luați decizii ferme și să fiți pe deplin prezenți pentru a vă bucura de viața voastră. Bunăstarea spirituală folosește legea atracției pentru a crea un ciclu de pozitivitate în viața ta.
Când emanați pozitivitate și pace, aduceți mai mult din aceste stări în viața voastră. Când ai o relație sănătoasă cu tine însuți, îi vei atrage și pe alții care te vor respecta pentru asta. Când îndrumi pe cineva din inimă, îi inviți și pe alții să facă la fel. Deci, ce este sănătatea spirituală, de fapt? Este totul. Cum să ne îmbunătățim sănătatea spirituală? Bunăstarea spirituală înseamnă să ne aflăm pe cel mai înalt nivel de stăpânire a vieții. Este mai greu de realizat decât sănătatea fizică sau emoțională. Nu este ușor de realizat, însă dacă veți recurge la următoarea strategie, veți dobândi cu siguranță o înaltă bunăstare spirituală. Conectați-vă cu scopul vostru. Dacă trăiești viața fără simțul scopului real al ei, te simți neîmplinit și chiar fără speranță. Scopul tău îți oferă direcția și sensul vieții, conectându-te la cunoștința că viața nu este despre eu, ci despre noi. Este despre a deservi ceva mai mare decât propriul tău ego. Deci, care este scopul tău în viață? Activarea deplină a conștiinței sufletului. Ce este sufletul? Partea nemuritoare a ființei noastre. Va trebui să învățăm cândva că nu avem suflete, ci suntem suflete, că nu suntem corpul și nici mintea. Corpul este doar un vehicul cu care tranzităm această lume. Va trebui să nu ne mai privim ca fiind trupuri însuflețite, ci ca fiind suflete întrupate. Descoperirea modului de îmbunătățire a sănătății noastre spirituale implică o reflecție profundă despre sine, despre nevoile, valorile și credințele noastre și despre ceea ce ne aduce cea mai mare bucurie. Creați obiceiuri de natură spirituală. Primele activități de sănătate spirituală care ne vin în minte pentru mulți dintre noi sunt probabil meditația și yoga. Au devenit populare și s-a dovedit că funcționează. Dacă aceste activități vă atrag, faceți-le parte a rutinei voastre zilnice. Obiceiurile spirituale pot include de asemenea lucruri precum plimbarea în natură, grădinăritul, cititul, jurnalul, crearea de artă, ascultarea muzicii și multe altele. Orice activitate care vă oferă o oportunitate de autoreflecție și vă face să vă simțiți în pace este o oportunitate de a vă îmbunătăți sănătatea spirituală. Practicați mindfulness. Mindfulness este abilitatea de a observa, a se concentra asupra minții și a simți pe deplin orice se întâmplă în acest moment. De asemenea, implică luarea unor decizii conștiente bazate pe modul în care acțiunile tale îi afectează pe ceilalți. Când ești conștient, ești pe deplin prezent în viața ta și iei decizii etice în conformitate cu valorile tale, două componente esențiale ale sănătății spirituale. Începeți să acordați atenție emoțiilor corpului și modului în care interacționați cu ceilalți. Mai lăsați telefoanele și rețelele de socializare. Practicați ascultarea profundă împreună cu cei dragi și faceți-vă timp pentru ceea ce contează foarte mult, relațiile voastre cu ceilalți. Adoptați o atitudine de recunoștință. Poate că meditația, yoga sau rugăciunea crezi că nu sunt pentru tine. Recunoștința însă este un obicei pe care toată lumea poate să-l adopte. Aduce atâtea beneficii cât nici nu vă imaginați. Când transformi recunoștința în cea de-a doua ta natură, frica dispare și abundența apare. Primul pas este să examinați convingerile limitative care vă împiedică să fiți fericiți. În loc să cedați acestui tip de convingeri negative, înlocuiți-le cu cele care vă dau forță și putere. Reconsiderați experiențele pe care le-ați apreciat ca fiind negative și întrebați-vă care este oportunitatea aici. Învață să dăruiești.
a dărui din suflet mai departe puțin din ceea ce ai primit din partea universului pentru a contribui la banca de bucurie a lumii este una dintre cele mai puternice dovezi de sănătate spirituală. Ne amintește de toate lucrurile pentru care trebuie să fim recunoscători și ne îndeplinește unele dintre cele mai profunde nevoi umane, cum ar fi semnificația și contribuția. Fie că donați timp, bani sau abilități prin voluntariat, asta vă va conecta la scopul vostru într-un mod în care nimic altceva nu o poate face. Nu numai că îți vei răspunde la întrebarea ce este sănătatea spirituală, ci vei și experimenta sănătatea spirituală în propria ta ființă. Vă provoc să aveți curajul să priviți în adâncul sufletului, acolo unde veți descoperi că sunteți creați după chipul și asemănarea infinitului și să vă întrebați, ființa voastră se bucură de sănătate spirituală? Fiți sinceri cu voi înșivă și faceți ceva. Nu lăsați timpul să treacă pe lângă voi. În altă ordine de idei, vom lansa curând un serial despre proprietățile magice ale florilor. În preambulul acestui serial, vă recomand să urmăriți un scurt videoclip despre proprietățile miraculoase ale unui aliment care atrage energia pozitivă și încetinește procesul de îmbătrânire. Vi-l recomand cu mare drag. Aveți linkul în descriere. Face mult bine! Pe curând și fiți binecuvântați cu multă sănătate, înțelepciune și energie pozitivă!